Avem 8 atmosfere. 8 deocamdată, se dă drumul să facem mai multe, nu? Mai multe soare. Te simți la volan aici? Ce să zic, e o mașină mică, dar e sprinter. Deci, în primul rând, e fiabilă, părerea mea. O mașină în vârsta asta, ce am mai avut eu Daci și nu se compare, e cu totul alte, alte standarde. Cu Daci ai deja mai... 10 atmosfere? Da. Dar să o lăsăm până la 12, așa zic, de le păstrăm pentru, pentru un grup de da, curioși, nu? Un grup de clienți. Da, să ajungă măcar la vreo 12, normal ar trebui să ajungă până la 14. La 14 se oprește singură, care are senzorul ăsta de presiune. Da. Și după aia ar trebui să repornească, nu mai știu, până la 10, 8, să, să ia o 7, nu știu, să, să repornească compresoarele, dacă nu le opresc eu. Da, ți-am zis, sunetul, sunetul mi-a plăcut tare, de asta am zis că bă, trebuie neapărat să-mi pun. Dar asta a fost prima dată acum vreo 10 ani când am pus goarne pe, pe mașină. Am avut un Mercedes, un E-Class, nu aveam unde să le pun, le-am pus în sus, în portbagaj, că asta în cutie le-am băgat. Am găurit plafonul ca să, să scot tubulatura și să... Că îți dai seama. Da, nebunie, sunetul, sunetul e criminal, părerea mea. Bine, mai frumos ar fi ăla de, de fluier, la, la locomotivele pe aer, dar cred că o să ajung să-mi, să-mi pun și, și un fluieraj ăla, pe mașină. Ălea sună mai, mai frumos, mai interesant. Da, și distracția care ți-o oferă trompetele. Și asta e o treabă, să vedem. E mai greu puțin la plecare, să zici, că n-are servo direcție. La viraje din astea strânse la plecare, dar în rest merge parfum. Ți-am zis, e o mașină fiabilă, foarte fiabilă, pe părerea mea. Din ce am avut eu, mașini clasice. Da. Toate, toate, la toate frecai, la platin, mai suflai în jiglioare, la asta chiar am mers mii de kilometri fără să, fără să mă ating de platin, de jiglioare, de nimic. Ce mi-au mai făcut probleme anul trecut cu niște furtuni, furtuni de benzină, fiind vechi, au, au crăpat și m-au lăsat în drum, ca să zic așa. Chiar eram la retroparada toamnă la, la Roman. Chiar acolo m-au lăsat furtunele la rezervor și n-am avut nici scule la mine, n-am avut nici... A trebuit să, să improvizez ceva. Am pus un bidon de benzină, am legat cu un sârmă în față la compartimentul motor ca să ajung acasă. După aia de pe ea am schimbat. Dar odată ce îi faci, o servisezi și ajungi și o cunoști și n-ar, n-ar trebui să ai probleme cu mașina asta, mergi și liniștit. Da, dar faci în stânga aici, cu șica, nu? Dreapta pe aici, da? Da, da.
domnul. Ia, ia să vedem. E o mașinuță veche. Și m-am speriat de... nu știa ce se întâmplă. Dar faceți pozii pentru vreo nuntă? A, nu? Un clipuleț. Ia să vedem dacă mai are aer în alea. Ai văzut? Ești nebun? La ce coa? Wow!